Dedu, 87, Jelena Grubic, numărul 5, Iulian Curea, numărul 7, Andrei Alepic, numărul 8, Cristina Neagu. Și domnilor, bun găsit de la Brașov, acolo unde astăzi este programat derbiul etapei cu numărul 10 din Liga Florilor. O bătălie care la prima vedere, dacă discutam despre ceea ce se întâmpla acum sau 2 sau 3 ani, era clar că avea o certă favorită și anume CSM-ul. Însă lucrurile s-au schimbat un pic în handbalul feminin românesc, iar Corona Brașov în acest moment este un adversar foarte redutabil pentru Tigroaicele din București. Cele care însă se bucură de această dată de revenirea pe teren a Cristinei Neagu. Este un meci între echipe din vârful ierarhiei în Liga Florilor, o confruntare între două echipe care, pe lângă competiția internă, au multă treabă pentru handbalul feminin românesc și în cupele europene, acolo unde sunt implicate CSM București în Liga Campionilor, iar Corona Brașov în Cupa EHF. Este un meci între două grupări care până acum au avut parte de ceva pași greșiți în primele etape disputate în acest sezon în competiția internă. CSM București a pierdut cu Zalău, oarecum surprinzător, și cu campioana antitră, CSM Râmnicu Vâlcea. De cealaltă parte, Corona a înregistrat un eșec oarecum surprinzător cu Gloria Buzău și apoi un egal la mare luptă în confruntarea cu Băimărencele de la Minaul. De remarcat însă faptul că între timp bătălia pentru supremație în handbalul feminin românesc s-a relansat, asta după ce oarecum contrar calculelor hârtiei, Râmnicu Vâlcea a pierdut în această etapă pentru prima dată în acest sezon în competiția internă. Înainte de toate însă, înainte de a da startul acestei confruntări și a discuta despre cele petrecute și ce se vor întâmpla pe teren în memoria lui Liviu Paraschiv, unul dintre mari antrenori la modă în handbalul feminin din România, un moment de reculegere. Vă mulțumim! Liviu Paraschiv, unul dintre oamenii care au pus umărul la dezvoltarea handbalului din România, a antrenat Rulmentul, Remin Deva, Olchim, Roman, Dunărea Brăila și Oțelul Galați și a încheiat cariera de tehnician în 2005 la Unirea Slobozia. Din păcate pentru noi, ne-a părăsit în urmă cu cât puțin timp, la vârsta de 72 de ani. Revenim însă la această partidă, doamnelor și domnilor, Robert Harabagiu și Silviu Stănescu din Morens, cei doi arbitri care vor conduce această confruntare, în timp ce observatorul partidei din partea Federației Române de Handbal este Vasile Pavel. Iată pe Ion Crăciun, antrenorul brașovencelor, discutând înainte de startul acestui meci cu fetele sale. De cealaltă parte, Adrian Vasile, omul care beneficiază în continuare de încrederea șefilor de la CSM București și este, după plecarea lui Thomas Rode, antrenorul echipei, cu rezultate, cel puțin în ceea ce privește cupele europene, până acum foarte bune. CSM-ul în grupa B din Liga Campionilor este în acest moment pe prima poziție cu 27 de puncte, 3 victorii cu 7 puncte, îmi cer scuze, 3 victorii și un rezultat de egalitate, nicio înfrângere. Ultimul succes a fost înregistrat în urmă cu 3 zile în deplasare la Lublin cu MKS Perla, a fost o victorie fără probleme, confortabilă pentru CSM, 28-29 pentru Trigoaice, un rezultat pozitiv, dar un rezultat care, de fapt, un meci care a însemnat poate mai mult pentru cei care iubesc handbalul feminin și a însemnat revenirea după o perioadă de aproape un an pe teren a Cristinei Neagu. Cristina Neagu, cea care a reușit și 4 goluri în acea partidă, este și de această dată în lotul echipei lui Adrian Vasile, dar va fi cu certitudine cât de cât menajată, pentru că este evident faptul că
după această perioadă de pauză atât de lungă provocată de acea accidentare de la campionatul european de anul trecut. Este firesc ca să nu fie în acest moment 100% nicio problemă pe Denisa Tedu. Atacuri consecutive, câte unul pentru fiecare echipă, încheiate fără o aruncare la poartă. Omoregi greșește pasa, Târcă este cea care recuperează, reușește să paseze și vine Cristina Lazo, care deschide tabela pentru prima oară în această partidă. Minutul 2 și Corona conduce cu 1-0. Pasare la primele două acțiuni ofensive ale celor de la CSM București, s-a consemnat acest lucru. Faul comis de Bazaliu, discută cei doi arbitri cu jucătoarea Brașovului. Excelentă finalizare a lui Omoregi. 1-1. Repun foarte repede balonul de la mijlocul terenului brașovencele. Laszlo pentru Târcă. Pasă excelentă și superbă finalizarea reușită de Ivona Pavicevic. Excelent a apărut acolo jucătoarea din Muntenegru pe semicerc, era liberă fără un om care să o blocheze, a sesizat acest lucru foarte bine Sorina Târcă și a pasat decisiv. Omoregi pentru Corea, superbă finalizarea capitanului reacție la aruncarea încercată de Clicovaț. Acum faultată, faultată Ivona Pavicevic. Arbitrii au lăsat-o să arunce la poartă, apoi au revenit la infracțiunea comisă asupra extremei stânga de la Corona Brașov și au dictat posesie pentru gazdă. Târcă. Daria Bucur aruncă, Bucur, mingea este deviată de blocaj și iese în afara terenului de joc. Târcă. Laszlo aruncă, Târcă, exact pe direcția Denisei Dedu, care blochează fără probleme. Vește Torstenson, pasă pentru Omoregi, a încercat acolo și a reușit pasa pentru Zvici. Gol marcat de pivotul bucureștencelor și un cartonaș galben pe care îl încasează Cristina Laszlo. N-a reușit pasa pentru Ciuciulete. Au considerat cei doi arbitri că a fost faultat pivotul gazdelor. O scurtă pauză pentru a se șterge suprafața de joc. Discută Laszlo cu
Colegele de la linia de 9 metri, a făcut semnul lui Ciuciulete unde să se ducă pe această fază, vine pivotul la ancul și are, se duce apoi, este scoasă de pe linia semicercului de Linea Torstenson, dar ia bucur, o pasă ușor riscantă, mingea ajunge până la Pavovic și acum excelentă bol, formidabilă finalizare de pe poziție de extremă pentru coordonatorul de joc Cristina Laszlo. Foarte bună și pasa dată de Pavicevic. Sanson pentru Zici, pasă dificilă, însă consideră cei doi arbitri că a fost faultat pivotul celor de la CSM București de Laszlo. Nicovaț, Zici, Sanson, pasă pentru Zici, se scapă acolo foarte ușor de apărătoarea direct. Adevărul e că în ceea ce privește forța Dragan Zvic este destul de greu în, cel puțin în relație de 1 la 1 ca să izbutești să o blochezi pe Dragan Zvic. Barbosa Gomez a apărut pe postul de pivot în atac pentru Corona Brașov, Daria Bucur, Pavicevic, în curând vor intra în prepasiv gazdele, târcă, aruncă, mingea este deviată și o păcălește pe Denisa Dedu. Dar cred că Torstenson a atins acea minge. Perianu intră pe Inter stânga la CSM București. Omoregi bată în brață pe Bianca Bazaliu, care face până acum doar faza de apărare. A recuperat Nicovaț. Nico Omoregi schema. Coordonatorul de joc, pasă în extremă la Curea, care găsește culoarul prin care să strecoare mingea pe lângă Victoria Timoșencova în plasă. Neacu se grăbește, târcă pentru Laszlo, aruncă Laszlo, bara o salvează pe Denisa Dedu, mingea se duce în afara terenului de joc, nimeni nu a atins-o, așa că este posesie pentru bucureștence. Scoasă departe de linia semicercului de Bianca Bazaliu, cartonaș galben pentru jucătoarea Brașovului. CSM Corona Brașov cu numărul 97, Bianca Bazaliu. Omoregi peste. Pasă pentru Daria Bucur, Laszlo, aruncare de la șold, a încercat să blocheze Dragan Zvic. Mingea însă a trecut pe lângă pivotul și apărătoarea în acea fază a CSM-ului și Denisa Dedu n-a mai avut reacție sau n-a mai avut timp ca să evite golul. Intră pe teren și Cristina Neagu, aplaudată de toată lumea, până la urmă și la urmă este un
este cea mai importantă jucătoare din handbalul feminin românesc, chiar dacă aici la Brașov a venit în poziție, în postură de adversară, totuși nu are cum să nu aibă respectul publicului. Acesta este de fapt și de drept spiritul sportului și spiritul fair play-ului care ar trebui să domine toate disciplinele sportive din România. Neagu, excelent, Dedu! N-ai cum să nu aplauzi pe Denisa Dedu. Impecabilă în poarta CSM-ului și a Naționalei României. Excelentă pasa lui Neagu pentru Zvii și se reface diferența de doar un gol pe tabelă în favoarea Brașovului. Buceschi în locul Cristinei Laszlo. Gomez, luată târcă foarte tare în primire de Dragana Zvii, se dă fault. Pavicevici. Daria Bucur, Buceschi din nou Bucur, pasă pentru Pavicevici, aruncă și mingea după ce lovește bara, intră în poarta, ce au făcut, nu? Am avut senzația că cei doi arbitri au validat golul, însă până, nu? Da, sunt momente un pic de uluială. Inițial au validat golul, apoi au arătat, au făcut un semn ca și când ar fi fost călcat semicercul, după care până la urmă golul este valabil. Este 8-6. Rianu pentru aruncarea în vară a lui Clicovat, șansă pentru Corona Brașov la această fază. Atacă foarte tare Neagu, aruncă Neagu. Este faultată, doar 9 metri. Clicovat, consolată de Cristina Neagu, între timp este un timeout a se șterge suprafața de joc. Unul dintre cei doi arbitri s-a dus la masa oficialilor. Partida reluată. Suntem la jumătatea primei reprize. În continuare, două goluri avans pentru gazde. Vă spuneam, dacă acest meci ar fi fost în urmă cu 3 sezoane, probabil CSM-ul s-ar fi gândit doar la diferența de scor cu care ar fi câștigat această partidă fără probleme. Lucrurile între timp s-au schimbat. Competiția internă din Liga Florilor a devenit mult mai atractivă și mult mai echilibrată. Nu mai putem vorbi despre o echipă care automat să câștige trofeul și de fapt toate trofeele din handbalul feminin românesc. Vâlcea, Brașovul, Bistrița sunt echipe foarte puternice care pot emite pretenții fără nicio problemă în ceea ce înseamnă titlul de campioană în Liga Florilor. Pasiv. Începe să funcționeze mai bine apărarea bucureștencelor. Nu găsesc culoare și soluții în atac jucătoarele lui Ion Crăciun. Ianu la coordonare pe acest atac. Clicova și Neagu completează linia de 9 metri. Moisă, excelentă pasă! Superb însă Timoșencova se dă aruncare de la 7 metri. Faultată extrema dreaptă a bucureștencelor. Iată pasa. Aruncare de la 7 metri. Neagu este utilă când e pe teren. Nu numai prin finalizările absolut superbe, dar și prin momentele de geniu în care găsește soluții extraordinare pentru a-și pune în valoare cu echipierele. Neagu nu ratează de la 7 metri. Nu știu dacă Adrian Vasile și-ar fi dorit să o introduc atât de repede în meci pe Cristina Neagu, care, vă spuneam, a lipsit aproape un an de pe teren după accidentarea groaznică suferită la genunchi la campionatul european de anul trecut.
Dar, având în vedere modul în care a început CSM-ul această partidă, a fost obligat tehnicianul gazdelor să apeleze un pic mai repede la Cristina Neagu decât cred că și-ar fi propus. Între timp, Iulia Curea finalizează acest contraatac și scorul devine egal 8-8. Cu două coordonatoare de joc pe teren, Brașovul, Laszlo. E nevoie de mai multă fantezie în atac pentru gazde. Gomez târcă. Laszlo, un pic previzibil acest atac. Laszlo târcă. Trebuie să-și asume cineva responsabilitatea aruncării la poartă. Până la urmă, posesie pentru CSM. Din fericire pentru gazde, pasa dată de Bebe Perianu este una imprecisă și revin în acțiuni în ofensivă gazdele. Laszlo, pasă pentru Târcă, formidabil această pasă voleibalată către Gomez și rămasă singură pe semicerc. Pivotul brazilian al Brașovului înscrie fără probleme. Pauză, un gol avans pentru Corona Brașov. Din nou excelent Timoșencova în față, în fața Crinei Pintea. A intrat Pintea pe teren în locul lui Zvici. Buceschi. Pintea nu omenajează absolut deloc. De această dată relația cu pivotul Perianu, Clicovas, din nou Perianu, pasă pentru Clicovas care rămâne singură la 7 metri, la 6 metri și scoate maxim din această fază. Gol și 2 minute eliminare pentru Barbosa Elaine Gomez. Este până la urmă aruncare de la 7 metri. Cred că a călcat semicercul. Eliminată cu numărul 19, Elaine Barbosa. Aruncare de la 7 metri pentru CSM Ungureni. Intră Daciana Hosu în poarta Brașovului, față în față cu Cristina Neagu. Fără fentă. Cristina Neagu. Egalitate la 9, însă momentele complicate pentru Brașov de-abia de acum încolo vor fi, pentru că 1 minut și 45 de secunde jucătoarele lui Ion Crăciun vor evolua în inferioritate. Scoate, bineînțeles, portarul, antrenorul gazdelor, pentru că echipa se atace în formulă completă. Bocor. Buceschi, Bucur, Târcă. Din nou Eliza Buceschi. Bocul, Târcă, tamponată de Clicovaț. Buceschi, Bucur, aruncă Bucur. Vingea intră în poartă cu o doză de șansă. Sau în fine ghinion pentru Denisa Dedu. Depinde cu care dintre cele două echipe țineți. Denisa a fost pe aruncare, a deviat, din păcate, pentru ea, această aruncare n-a mai putut să evite golul. Brașovul trece în avantaj și ca moral este foarte important faptul că disputește să înscrie în inferioritate, iar la cealaltă poartă, aruncarea Cristinei Neagu este blocată de Victoria Timoșencova. Este oprit. Adrian Vasile.
Dă senzația că le cere fetelor să vorbească mai mult între ele, să comunice mai mult pe semicer, mai ales, cred, în faza de apărare. 9 minute până la pauză. Gol avans în 15 secunde pentru Brașov, în 15 secunde gazdele vor fi din nou în formulă completă. Buceschi, schimbare de direcție, pasă pentru pivot, aruncă Ciuciulete, blochează dedul, dar a fost împinsă Ciuciulete de Bebe Perianu și se dă aruncare de la 7 metri. Iată faza, nu știu dacă a fost împinsă, dar era cu picioarele în semicer. Apărătoarea bucureștencelor târcă la linia aruncărilor de la 7 metri, față în față cu Denisa Dedu. Perca o fentă, Dedu! Impecabilă paradă a Denisei Dedu. Neagu, Curea. Pasă pentru Lina Pinta. Faultată, e foarte greu pentru absolut orice apărătoare să o blocheze pe Lina Pinta. Între timp însă cere Adrian Vasile primul timeout al acestei partide. Să-l ascultăm pe antrenorul celor de la CSM București. Listen, for defense, everything that they have until now is mostly only these passes to the pivot, because you need to control it a little bit and count better. There is zero shots from the wing left and right. There is one shot from the 9-meter line. I still want you to keep your height, but I want you to work better with the pivot to control it better, okay? In the attack, Andrei is going to change with Elizabeth. Bebe is there. We're going to play Kempa right side. Chris, you play full two against two. If Chris doesn't do the full two against two, then Elizabeth, you will do press the ball until to Laura. Okay? Next attack, we do Kempa with Vibor, also for Chris. Haide, let's go! L-am auzit pe Adrian Vasile, discuta despre faza de apărare și despre faptul că până acum Corona nu prea a aruncat de pe extremă și nici de la linia de 9 metri. În general a încercat foarte mult relația cu pivotul și le-a cerut jucătoarelor sale, cel puțin în faza de apărare, să supravegheze mai mult acest gen de acțiuni. De asemenea le-a comunicat și schemele din atac. Să vedem ce vor aplica ambalistele de la CSM București. Intră pe teren și Omoregi, Neagu, pasă pentru Pintea, 7 metri, logic. Face semn Daria Bucur într-o discuție cu Cristina Leazlo că nu are ce să-i facă și asta este realitatea. Diferența de forță dintre cele două jucătoare este una colosală, evident în favoarea pivotului de la CSM București. Revin la linia aruncărilor de la 7 metri, Cristina Neagu. Neagu aruncă și din nou n-are emoții, găsește cea mai bună rezolvare. Egalitate la 10. Bazaliu intră și pe faza de atac în locul lui Târcă. Buceschi coordonează atacul. Daria Bucur, pătrunde Buceschi și scoate aruncarea de la 7 metri. N-au strâns la timp cele două apărătoare centrale. A găsit acolo Buceschi breșa. S-a infiltrat exact cât trebuie pentru a avea o situație clară de gol. Buceschi de această dată. Dedu a apărat o aruncare de la 7 metri, executată de Târcă. Buceschi însă primite exact în vinclu. O primă repriză în care până acum CSM București nu a fost niciodată în avantaj pe tabelă. E drept, echilibrul este unul evident. Niciuna dintre cele două echipe nu a dat senzația că are o superioritate evidentă. Neagu pasă pentru Pinta, care nu știu cum reușește să agațe această minge.
11 egal. Simona Gogârlă, una din marele handbaliste ale României, în tribune privind această partidă. Pasă pentru Neagu, Neagu încearcă să arunce. A fost blocată foarte bine. Gomez face semn celor două arbitri că ar fi fost împinsă. Neagu de una dintre adversarele pe care le-a avut la acea fază, Buceschi. Pasa lui Buceschi. Bazaliu! O torpilă care nu trece de blocajul alcătuit de Bebe Perianu și Crina Pintea. Da, și e momentul time-out-ului pe care îl cere Ion Crăciun. Se sizează faptul că echipa sa nu mai are soluții în atac. Jucăm cu fiind mari. Acolo unul la unul trebuie să faci repede. Nu te-mi lent, fără frică, dar te-am pins, nu luați în pingă. Atenție! Dacă merge mingea, pleacă mingea în viteză, retur de pas, ori de la Inter, ori de la centru, pivotul. Sau Marco, sau Marco, atenție! Ai mai și cu mult curaj, cu mai dat depășirea, trebuie să o faci. Ei, atenție! Dacă nu merge retur de pas, retur de pas, pivotul aici, da? Ai trecut aici, vine, îl blochezi aici. Ne-am înțeles? Aici, aici te descurci în exterior. Da? Ori aici, ori acolo. Atenție! Dacă n-a mers chestia asta. Pleacă extrema. Se bagă aici. Ne-am înțeles? Pivot aici. Pivot aici. Eliza, unul la unul, ce-am vorbit? Haide-te! 2, 3 și... Exact ceea ce vă spuneam, Ion Crăciun simte că echipa să începe să aibă probleme în ceea ce înseamnă faza de atac și le-a cerut, iată și pe Mariana Târcă, fiica sa a fost până acum câteva minute pe teren aproape în permanență, Sorina Târcă. Ce vreau să vă spun, ce a spus Ion Crăciun este faptul că, de fapt și de drept, le-a cerut mai mult curaj și mai mult pe un atac. Iată! Bazaliu! Brațul drept al Biancăi o învinge pe Denisa Dedu. Mai puțin de 5 minute până la pauză. Schimbă în poartă Adiei Vasile. O trimite pe Grubisici în locul Denisei Dedu. Omoregi pasă exact la adversar. Minge prinsă de Ciuciulete, dar a fost faultat coordonatorul de joc al CSM-ului. Posesie în continuare pentru bucureștence. Neagu, aruncă Neagu cu podeaua și o învinge Daciana Hosu. Bucur, aruncă Bucur. Grubisic, nici ea nu are soluții. Aruncă bara, o scapă pe Daciana Hosu. Încearcă să surprindă adversarele nepregătite. Neacu cu podeaua. Ce bine a curs acest atac rapid al Coronei. A fost și o doză de șansă pentru că mingea aruncată spre poarta gazdelor a întâlnit bara, dar
și șansa face parte din acest sport. Omoregi, de această dată Hosu are o paradă impecabilă. Daria Bucur, intrare tare și va fi un cartonaș galben, nu? Cei doi arbitri consideră că n-a fost nimic exagerat. Momentul a fost oprit pentru ca să se șteargă și suprafața de joc. Două goluri avans și atacul pentru Corona Brașov. Cu mai puțin de 2 minute și jumătate până la sfârșitul primei reprize. Din nou aruncare pe care Grubișici nu o citește. Încă un gol marcat de Bianca Bazaliu. Fintea răspunde cu o execuție după ce a scăpat de adversarul direct. A înscris fără probleme. Bazaliu! Încă o dată a încercat aceeași aruncare ca și la faza precedentă. Încă o dată o păcălise pe Grubișici, dar de această dată a trimis puțin pe lângă. Răspunde Cristina Neacu cu o torpilă caracteristică la care Daciana Hosu nu are variante de a bloca. Să vedem cum vor gestiona fetele de la Corona Brașov acest atac. Luceschi pătrunde, face semn Perianu că ar fi fost pași la pătrunderea coordonatorului de joc al gazdelor. Arbitrii dictează însă 9 metri în favoarea Coronei. Încă 45 de secunde din această primă repriză. Daria Bucur pentru Bazaliu, luată imediat în primire de Crina Pintea. Daria Bucur o pasă într-o zonă în care ajunge târziu Bazaliu, în prepasiv gazdele. Bazaliu trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu o face Daria Bucur. Grubișici, mingea deviată și Grubișici reușește să blocheze. Șansă pentru CSM în aceste ultime 20 de secunde de a încheia prima repriză la egalitate. Neagu, toată lumea așteaptă bineînțeles de la ea, pasă pentru Perianu, Neagu pentru Pintea. 15 egal. 15 egal și aici se încheie această primă repriză. O primă repriză foarte echilibrată. Corona Brașov 15, CSM București 15. Rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor. Luăm o pauză și revenim pentru repriza secundă în câteva minute. Este pauză, doamnelor și domnilor, încă în această confruntare între două dintre echipele care au început foarte bine acest sezon în Liga Florilor. Corona Brașov, înaintea acestei runde, un eșec și un rezultat de egalitate. Poziția a doua în spatele campioanei în titlu, SCM Râmnicu Vâlcea, în ierarhia din Liga Florilor. Deci, în altă parte, CSM-ul, două eșecuri, șase victorii, un meci mai puțin disputat însă de bucureștence față de echipele de pe primele trei poziții ale clasamentului. Un campionat care se anunță, așa cum vă spuneam și pe parcursul primei reprize, a fi unul cu adevărat foarte interesant și foarte echilibrat, pentru că deja nu mai putem vorbi de o dominare autoritară a fetelor de la CSM București. SCM Râmnicu Vâlcea a dovedit acest lucru în sezonul precedent, iar anul acesta Corona Brașov, Gloria Bistrița și poate mai sunt și alte echipe, Gloria Buzău, chiar surpriza plăcută de până acum a acestui sezon, sunt echipe care sunt acolo în zona superioară a clasamentului și care promit, cel puțin până în acest moment, un sezon absolut incendiar în handbalul feminin românesc. A început repriza a doua, 15 egal a fost scorul la care
s-a încheiat sau a fost consemnat pe tabelă la finalul primei reprize. Atacă acum brașovencele, o pasă care nu mai ajunge la Neagu și pierd posesia jucătoarele lui Ion Crăciun. Lechic și intrată pe teren în startul acestei reprize secunde, pentru ce să mai trebuie să spunem. Au fost multe probleme în lot. Lechic. Acolo sunt cele mai mari probleme, cele mai mari probleme pentru apărarea celor de la Corona Brașov, pentru că fie Zvici, fie Pintea sunt jucătoare foarte puternice. De această dată Zvici a călcat în cercul, încearcă să profite Daria Bucur. Laszlo aruncă, Laszlo! Și vede târziu aruncarea Grubișici. O minge plasată foarte bine în vincul. Foarte bun startul de repriză secundă pentru Corona Brașov. CSM-ul în continuare nu se regăsește, să nu uităm. Urmează pentru CSM un meci important în 10 noiembrie cu Esbjerg la București. De cealaltă parte, Corona Brașov are o confruntare cu Gloria Bistrița în turul 3 de calificare în Cupa EHF, prima partidă, turul pe 9-11, urmând care turul să se desfășoare 8 zile mai târziu. Pavicevici, pentru prima dată, sper să nu mă înșel, diferența dintre cele două echipe este în această partidă de 3 goluri în favoarea Brașovului. Încă se apără avansată incursiunea lui Lechic, dar din nou foarte bine blochează Daciana Hosu. Daria Bucur, pasa lui Târcă pentru extremă și vine golul, al doilea consecutiv reușit de Pavicevici. Da, e momentul unui time-out. Simte Adrian Vasile că lucrurile scapă de sub control și cere time-out pentru a scoate un pic din mâna adversarului. Să-l ascultăm pe antrenorul Ticroai celor. Can I tell you that you don't run home because you stay to think too much there? And now they press us with the second phase. One time we are flat, then we are not ready. Now I want you to dedicate yourself to do the good return. And when they come, nobody stays to block now. Now one is going to go up where the shooter comes, and I want us to be a little bit more focused for this. Okay, in attack they play this 5-1, where they don't stay with the player, the one is going to stay in the middle. Let's play the Kempa right, then we open, and we're going to have huge 2 against 2 on the left side, and then we play the continuation to the other side, okay? Patience, 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 and now we need to move. Where is the space? Hey, where is the fighting spirit? Foarte supărat Adrian Vasile și are dreptate. S-au repliat cu o viteză în minus în apărare bucureștencele, lucru care bineînțeles a fost imediat penalizat de Corona Brașov. Mai multă concentrare le-a cerut antrenorul echipei oaspete, jucătorilor sale, încercând un pic să le trezească. Neagu primește de la Lechici, pasă pentru Zvici, care scapă acolo de două adversare. Este luată în brațe de Laszlo, care încasează eliminare de 2 minute. Proteste, bineînțeles, din tribune. A mai fost o eliminare în prima repriză, dictată împotriva celor de la Corona Brașov, însă atunci lucrurile nu au fost nu au stat foarte bine pentru CSM București, pentru că nu a reușit să fructifice cu adevărat acele 2 minute de om în plus. Acum Neagu, de fiecare dată când e nevoie sau când nu sunt soluții,
atât la echipa de club, cât și la echipa națională, atunci, bineînțeles, când Cristina Neagu este validă, sănătoasă și poate juca la capacitate maximă, toată lumea așteaptă de la ea ca să-și asume responsabilitatea unei finalizări, așa cum face un adevărat lider de echipă. Neagu a arătat și în acest moment că are în continuare această responsabilitate. N-a reușit târcă pasa pentru brazilianca Gomez. Au recuperat bucureștencele. Gârbici! A scăpat acolo Klikovac. Pavicevic știe că nu trebuie să se grăbească pentru că echipa sa este cu un om mai puțin pe teren și transformă acest atac, această acțiune rapidă într-un atac pozițional. Târcă Buceschi și Daria Bucur la 9 metri. Pavicevic, târcă. Îndușează cu Bucur. Buceschi. Împins să fac semn cei doi arbitri. Prepasiv Corona. Târcă. Aruncă târcă! Gârbici fără reacție. Sau în fine cu o reacție foarte modestă. Încă 10 secunde de om în minus pentru gazde. Neagu pasă în extremă. Vince a ajuns la curea, dar era într-o poziție statică. Lechici, o piruetă, apoi greșește pasa. 9 metri. A uitat coordonatorul de joc al CSM-ului. Lechici i-a cerut lui Zvii să-i facă un paravan. Neagu! Pe lângă poartă! Târcă! Aruncă târcă din nou la colțul scurt! Și încă o dată Gârbiș nu găsește Grubiși nu găsește soluții. Timeout. De fapt, cronometrul este oprit de cei doi arbitri pentru că au fost niște hai să spunem proteste ale lui Ion Crăciun. Calmat însă de oficialul acestei partide. Vă reamintesc, Robert Harabagiu și Silviu Stănescu sunt cei doi arbitri. Vasile Pavel este observatorul din partea Federației Române de Handbal. Neagu, schimbare de direcție, pasă pentru curea, pe acolo e greu de pătruns. Se apără bine Mariliana Neagu. Neagu pasă în extremă pentru Laura Moisă. O aruncare ghicită de Daciana Hosu. Buceschi. Daria Bucur renunță să-și asume responsabilitatea aruncării. Face semn Gomez ca să se calmeze acest atac. 9 minute au trecut de la startul reprizei secunde. Corona Brașov are un start de partea a doua absolut fabulos, cu 6 goluri marcate, unul singur primit. Târcă, Buceschi, pasă, interceptată de Omoregi. Torstenson, scapă mingea Torstenson. Posesie pentru Corona Brașov. Târcă, aproape de fault în atac. A încercat pasa spre extremă, dar mingea nu a mai ajuns la Pavicevic. Cronometrul este oprit, pentru că din nou trebuie mișcarea spre fața de joc. Excelentă reacție a publicului brașovean, care cântă și încearcă să-și încurajeze echipa. E drept că și Corona le dă momente sau motive de satisfacție. Oh!
atinge Grubiș și spinge, dar nu mai poate evita golul. 22-16, Lekić aruncă. Și urmă rolul 7 pentru CSM București, Andreea Lekić. 22-17. Victorie în această partidă, Corona trece pe prima poziție a clasamentului, dar e drept, are un joc mai mult decât SCM Râmnicu Vâlcea. Mai avem însă timp până la sfârșitul jocului și iată pe Omoregi finalizând acest contraatac. Și Buceschi pe teren, odihnită Daria Bucur. Laszlo, schimbare de direcție, 7 metri, prinsă cu picioarele în semicer, linea Torstenson. Așa o discuție ușor în contradictoriu cu Lekić, se acuză reciproc probabil cele două jucătoare de la CSM că nu au închis la timp culoarul. Este scoasă Grubišić de Adi Vasile. Revine Denis Adedu, portarul cu care CSM-ul a început această partidă. Buceschi la linia aruncărilor de la 7 metri, a încercat să o surprindă, dar n-a reușit. Denis Adedu alături de Iulia Dumanska, oamenii pe care se bazează Naționala României la campionatul mondial, care începe în decembrie în Japonia. Apropo de acest mare eveniment care urmează, să spunem că în tribune este și Thomas Rüde, fostul antrenor al celor de la CSM București, selecționerul Național României. Între timp, o eliminare de 2 minute, o eliminare de 2 minute dictată împotriva Draganei Cvijić, care a încercat să împiedici, cred că Cvijić este este Omoregicea care încasează această eliminare pentru faptul că a încercat să împiedice repunerea foarte rapidă a mingii de la centru. Și sper să nu mă înșel, cred că este prima eliminare în tabăra bucureștencelor. E drept, meciul până acum nici nu a impus foarte multe decizii drastice din partea celor doi arbitri, pentru că s-a jucat corect, fără brutalități excesive. Laszlo pentru Buceschi, reprimește Buceschi, Laszlo în prepasiv, pasă foarte bună pentru Gomez, rămasă singură pe semicer. Un om mai puțin pe teren în apărare, CSM-ul nu a reușit să gestioneze situația în zona centrală și brazilianca a rămas singură față în față cu portarul de la CSM București. 23-19. Klikovac, Cvijić. Pasă pentru Cvijić! Înscrie fără probleme și cred că au procedat foarte corect jucătoarele de la Corona Brașov, pentru că au preferat decât să riște o eliminare, să o lase pe Dragana Cvijić să finalizeze. Buceschi, Laszlo. Pasă pentru Târcă, pasă, nu, pași. Greșeala brașovencelor, care irosesc un atac și în mai puțin de 10 secunde CSM București va reveni în formulă completă. Ion Crăciun
încearcă de pe margine să gestioneze defensiva, se apără avansat Brașovul, încercând să țină gurile de foc ale CSM-ului departe de semicerc și de poarta apărată de Daciana Hosu. Încearcă să-i facă un cular. Neacu aruncă. Blocajul își face datoria. Felicitat Gomez pentru modul în care s-a apărat la faza precedentă. În prepasiv bucureștencele. Faultează Laszlo în duelul cu Cristina Neacu. A făcut semn, cred arbitrii, că mai sunt 4 pase. Neacu. Lechici, fentă și pasă pentru Curea, rămasă singură în spatele apărătoarelor adverse. Nimeni n-a sesizat-o pe Iulia Curea, infiltrată acolo foarte bine pe semice. Excelent, însă trebuie să recunoaștem și Lechici, o viziune în joc absolut fabuloasă pentru coordonatorul de joc al celor de la CSM București. După ce la un moment dat au avut 6 goluri avans pe tabelă, acum brașovencele au doar 2 goluri în plus. 23-21. Am trecut de jumătatea celei de-a doua reprize. Laszlo, fabulos! Ce fentă din corp! E drept, a avut-o ca adversară pe Zvici, care este foarte puternică, dar ca viteză de reacție este evident sub coordonatorul de joc al Brașovului. Semicerc, Lechici, Omoregi, Laura Moise. Pasă, ei, fabulos! Fabuloasă fază, din păcate, pentru frumusețea acestei pase, acestui nou look pass. Era prinsă cu picioarele în semicerc, Dragana Zvici. Laszlo, din nou! Aici e fază de 7 metri și eliminare. Și, într-adevăr, o încasează Linea Torstenson. N-a dat drumul la timp. După ce și-a găsat adversarul, este rândul Cristinei Laszlo să arunce de la 7 metri. După ce Târcă și Buceschi au ratat, o păcălește pe dedul. N-a fost cea mai bună aruncare de la 7 metri, dar a fost surprinsă un pic Denisa Dedu de traiectoria balonului, de traiectoria mingii. Printre picioare i s-a strecurat mingea. A intrat și Andreea Pătuleanu pe teren, în intermediar stânga! Ce execuție reușește Omoregi. Încă un minut de om în plus pentru gazde. Laszlo, Târcă! Când vine lansat, fără om în față, este imposibil să eviți ca Sorina Târcă să nu te penalizeze. Un braț absolut formidabil pentru una dintre jucătoarele pe care se bazează handbalul românesc feminin în anii care vin. Care a venit din apinta pe teren. Neagă. Pasă pentru Omoregi! În continuare. O jucătoare foarte greu de oprit. Laszlo. Târcă, pasă în extremă. Pe lângă poartă. Aruncarea Ivonei Pavicevici. Ambele echipe în formulă completă.
jucătoare cu o fantezie deosebită la linia de 9 metri pentru CSM București. Pasă pentru Iulia Curea, care înscrie pe colțul scurt un gol ușor parabil încasat de Daciana Hosu. Nu este Daciana Hosu. Victoria Timoșencova a revenit în poarta Brașovului. Ceva mai mult de 10 minute până la final. Un meci în care echilibrul, cel puțin până acum, a fost evident, indiferent de faptul că la un moment dat Brașovul s-a distanțat la 6 goluri. Lechici, 2 minute eliminare. A încasat-o rău de tot Daria Bucur. O intervenție neglijentă. O palmă pe care și-a luat-o Daria Bucur. Totuși, din câte o știm pe Andreea Lechici, cred că nu a avut nici cel mai nici un moment intenția să-și lovească adversara, dar în handbal, având în vedere viteza de joc care a crescut foarte mult în ultimii ani, mai pot apărea și astfel de evenimente neplăcute. Oricum, o eliminare 100%. Lechici nici nu a protestat, a ridicat bratul și a cerut scuze și s-a îndreptat direct spre bancă. Omoregii. Nu e o relație foarte strălucită între Omoregii și Buceschi. Fazaliu târcă. A ieșit pasa pentru pivot. Omoregii pleacă pe contraatac. Omoregii voltă peste Timoșencova. Și foarte important din punct de vedere al moralului, un gol pe care reușește CSM București să-l înscrie în inferioritate numerică, revine la un singur punct în spatele adversarului pe tabelă. Scoase Sorina Târcă, Laszlo și Buceschi, alături de Bazaliu la linia de 9 metri. Din nou Bazaliu ne arată că sunt soluții atunci când cauți un tunar pentru echipa națională, un tunar de la linia de 9 metri. O jucătoare care face foarte bine și faza de apărare. Sărson, pinta, Neagu. Neagu! Dacă o lași pe Neagu să-și facă această săritură care o caracterizează, cele mai mari șanse este să încasezi gol. Puțin portar din handbalul feminin românesc, din handbalul feminin nu numai românesc, în general, sunt capabili să blocheze aruncările Cristinei Neagu. După ce în urmă cu 2 săptămâni Thomas Rude spunea că sunt 20% șanse să o vedem pe Cristina Neagu evoluând la campionatul mondial. Neagu, chiar dacă se vede clar că nu este încă 100% la capacitate maximă, arată că te poți baza pe atunci când ai nevoie, așa cum face CSM-ul de altfel în situațiile de criză, așa cum se întâmplă și în această partidă. Aruncă Neagu, excelent Denisa Dedu. 8 minute. Atacă CSM-ul. Neagu pasă pentru pivot. Nu a recepționat Crina Pintea, dar se dă faul și posesie pentru oaspeți. Oaspeți. Lechici, îmi cer scuze, aruncă, dar excelent Popescu reușește să blocheze aruncarea venită din brațul Andrei Klikovac. Revine Bucur, apărătoare în zona centrală alături de Ianca Bazaliu.
Kovac folosit în extrema dreaptă. Meagu. Lekić lasă balonul pentru Iulia Curea. În curând vor intra în prepasiv bucureștencele, dar amenințarea de joc pasivă în acest atac al CSM-ului. Pasă pentru Pintea. Se descotorosește de Daria Bucur și arbitrul a oprit cronometrul, a acuzat dureri Crina Pintea. Numărul 77 scrie Crina Pintea. Sunt probleme destul de serioase pentru pivotul CSM-ului și al Naționalei României. Iată, acuză probleme la genunchi. Imediat a fost oprit jocul, dar Crina Pintea a preferat să părăsească suprafața de joc pe picioare, o atitudine, hai să spunem, pe care o vedem de foarte multe ori în rugby. Acolo, când un jucător are într-adevăr probleme și intră targa pe teren, e clar că lucrurile sunt cu adevărat serioase. Șase minute și jumătate până la final, 27 egal. Un meci în care cineva greșește mai puțin în aceste ultime 6 minute va reuși să se impună la final. Laszlo Babuceschi, din nou Laszlo, foarte mobilă apărarea celor de la CSM în prepasiv și vine timeout-ul. Ion Crăciun simte că lucrurile încep să scape ușor de sub control. A avut un start de repriză secundă absolut fabulos Corona, dar apoi încet încet CSM-ul a echilibrat disputa și iată, acum suntem la 27 egal cu 6 minute înainte de final. Să-l ascultăm pe antrenorul gazdelor. Vom avea un final de meci pe muche de cuțit în acest derby al rundei cu numărul 10 din Liga Florilor. Foarte supărat Ion Crăciun. 7 metri, 7 metri s-a apărat acolo Laura Moise, dar cred că era cu picioarele în semicerc. Imediat vom vedea probabil o reluare. O pătrundere la limita Cristinei Laszlo, care a riscat foarte mult să fie penalizată cu fault în atac. Să vedem cine va arunca. Pazaliu. Ianca Pazaliu scrie. Un alt moment psihologic foarte important. Dacă Denisa Dedo ar fi reușit să pareze, atunci a fost o gură de oxigen pentru moralul fetelor lui Adrian Vasile. Meagu în zona centrală. Zvici. Moregi. Lekić. Lekić. Laura Moise nu are pe unde pătrunde. Minge pentru Lekić. Zvici încearcă să-i facă o culoar. Vine mingea din nou la Neagu, care este aproape imposibil de oprit. Cu numărul 8 scrie Cristina Neagu. Golul cu numărul 8 în această partidă pentru liderul handbalului feminin românesc din ultimii 10 ani.
Ceschi. Naslo. Zabuceschi, Laslo, încearcă Ciciulete să-i creeze un culoar minge, ajunge la Bazaliu, aruncare deviată de blocaj și apoi prinsă de Denisa Dedu. Minge ajunge la Neagu, Omoregi, Laura Moise, Neagu din nou, Neagu! Diara Mihaela Popescu, imposibil în poartă și acum cu 4 minute înainte de final este pentru prima dată în această partidă când CSM-ul trece în avantaj. Iese Bazaliu. Revine Sorina Târcă. Laslo pentru Târcă, luată în primire de Omoregi. Faul foarte util făcut de jucătoarea CSM-ului. Laslo din nou. Laslo față în față cu Zvici, pasă pentru Sorina Târcă. Târcă pentru Buceschi, minge ajunge la extremă, nu poate pătrunde Neagu. Târcă. Nu omenajează absolut deloc pe jucătoarea celor de la Corona Brașov. Laslo aruncă. Oh! Fabulos acest gol reușit de Cristina Laslo. O minge care efectiv a explodat în vincul porții apărată de Denisa Dedu, care face apoi, n-ați văzut o transmisiune directă, a făcut sens spre bancă. Ce poți să faci la așa ceva? 29 egal. Neagu. Lekić, Laura Moise. 30-29, 2 minute și jumătate. Ce final de meci. 89. Laura Moise. Laura Moise. Fost Laura Kieper. Laslo. Două jucătoare pe semicer la un moment dat pentru Corona Brașov. Laslo nu găsește soluții. Time out. Și acuză probleme Ciuciulete. Se dau lupte grele acolo între pivot și apărătoarele centrale. Sincer să fiu, n-am văzut exact ce s-a petrecut, însă este scoasă Georgiana Ciuciulete și intră pe teren pivotul Barbosa Gomez. Mai puțin de 2 minute și este timeout. Timeout pe care îl cere Ion Crăciun. Să-l ascultăm pe antrenorul gazdelor. Mai are la dispoziție și Adrian Vasile un timeout pentru acest final de meci. Să-l ascultăm pe Ion Crăciun. Pot să fac bacau la o dată? Să meargă mingea pe pătrundere. Atenție! Elaine aici. Elaine! Aici e prin plan. Nu aici. Aici. Aici e prin plan. Atenție! Pătrund aici și intru cu umărul în culoar. Intru cu umărul în culoar. Te duci la sacrificiu între ultimii doi. Deci ne-am înțeles dacă, atenție, dacă ăsta nu poate să primească, ne-am înțeles? Dar să meargă puțin mingea, Cristina, 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 ai încredere, haide! Mari, hai, nu mai da jos! Maria Târcă, plină de emoții și de așteptări pentru acest final de meci în care fica ei evoluează împotriva bucureștencelor. Am auzit pe Ion Crăciun le cere parcă
să joace un pic la sacrificiu și cred că termenul este într-adevăr folosit corect, pentru că ai nevoie de săriști în acest final de meci pentru a scrie. Iată pe Laszlo, păcălită de Edu, un gol parabil, dar a văzut târziu mingea, a fost o aruncare pe care nu a ghicit-o Denisa Dedu. Egalitate la 30. Mai puțin de 80 de secunde din această partidă. Atacă CSM-ul. Neagu. Minge pentru Omoregi. Lekic. Din nou Neagu. Probabil de la ea așteaptă toată lumea o rezolvare. Toți fanii celor de la CSM București, o rezolvare în prepasiv CSM-ul și este timeout-ul. Un timeout pe care cred că Adrian Vasile l-a cerut un pic prea târziu, pentru că jucătoarele sale au intrat deja sub amenințarea de joc pasiv. Să-l ascultăm pe antrenorul celor de la CSM București. Andrei is going to start on right back, Elizabeth in the middle. We play this one to the right side. Andrea, you come in the middle and we play the V-board for Chris. Ok, if they go up with number 2, then Trina, you have to be in position. Da? We have time. Let's go, girls. Haide! Dincolo de toate sfaturile tactice pe care... Dacă te greu, te lași de calma! Atenție! Hei! Atenție! Hei! Da! Foarte interesant! Iată și pe Mariana Târcă ridicând mâna și încercând să transmită ceva spre teren. Este cu adevărat un meci absolut nebun în acest final de partidă. L-am auzit mai devreme pe Adrian Vasile, face zvibor pentru Chris. Normal că de fiecare dată la Cristina Neagu se așteaptă banca tehnică și de ce nu chiar și cu echipierele la o rezolvare a situației. Încă 51 de secunde. Pazaliu, Lekic pătrunde ca prin brânză prin apărarea centrală, dar mai au încă 40 de secunde la dispoziție brașovencele. Să vedem cum vor reuși să gestioneze această presiune fantastică pe care o au jucătoarele lui Ion Crăciun, pentru că să nu uităm, practic au avut la un moment dat această partidă în mână, 6 goluri avans în această repriză secundă. CSM-ul însă a revenit absolut fabulos și iată acum la 15 secunde de o victorie în această deplasare. Să vedem însă aceste 15 secunde. Laszlo în prepasiv Brașovul, Târcă caută o soluție, nu reușește pasa. Cronometrul merge, încă 5 secunde, Laszlo pasă pentru gol, nu, aruncarea peste poartă a lui Buceschi. 3-10 egal, final de meci absolut nebun, 3-10 egal, Corona Brașov, CSM București. Un meci absolut nebun care ne-a ținut cu sufletul la gură până în final. Doamnelor și domnilor, aici se încheie transmisiunea noastră de la Brașov. Dragoș Bucanaciu, numele întregii echipe, vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți alături de televiziunea.